Târgujenii care au amenzi nici nu le achită, nici nu vor să muncească în folosul comunității. Deși până în prezent la Direcția de Taxe și Impozite au fost depuse peste 300 de cereri de transformare a amenzilor în ore de muncă pentru comunitate, doar 80 de persoane au preferat să scape în acest fel de datorii. Mai adăugat în anul 2017 25 de dosare și pe total avem 326 în 2015 plus aceste 25 de dosare din 2017 și au mai executat pe total 95 de mandate față de 88 cât am avut în anul precedent. Foarte puțin. Da, puțin, este adevărat, din numărul total de dosare pe care noi le înaintăm în instanță și de sentințe pe care le obținem, puțin dintre ei se prezintă să-și execute și munca pentru a putea beneficia de scăderea amenzilor. Cele mai multe amenzi le au tinerii care au fost prinși de polițiști încălcând regulile de circulație. După ce obțin acordul de transformare a amenzilor în ore de muncă în folosul comunității, oamenii sunt planificați de reprezentanții autorităților locale, fie la acțiuni de curățenie, fie la vopsitorie. Îi folosim în funcție de calificarea lor, ca să zic așa, că eu știu dacă cineva se pricepe la lăcătușerie, îl folosim ca lăcătuș, dacă se pricepe la măturată la străzi, la măturat la străzi nu este niciun fel de problemă, toate astea se fac conform hotărârii de Consiliu în cadrul edilitară, în cadrul societății Consiliului Local și prestează diferite activități și acele activități sunt stabilite pe tine în hotărârii de Consiliu. Întreținerea spații verzi, eu știu, vopsit și întreținut mobilier urban și multe alte activități. Orele de muncă sunt stabilite de instanța de judecată. Spre exemplu, pentru o amendă de 500 de lei, un datornic va munci în folosul comunității 50 de ore.